Duminica 23 septembrie la Berchișește a avut loc o nouă ediție a turneului de mini-rugby Viorel Lucaci. La startul competiției s-au aliniat 14 echipe. Suntem la cea de-a șaptea ediție a acestui turneu. După cum vă spuneam și adineauri, am pornit de la a juca rugby pe izlazul comunal. Și în prezent suntem pe terenul amenajat de către societatea Prolisoc și aș vrea să-i mulțumesc domnului Marinel Sărădenciuc pentru că în ultimii ani a fost gazda noastră. Cred că vă bucură faptul că de la ediție la ediție tot mai multe echipe vin la acest mini-turneu. Ceea ce mă bucur astăzi în mod deosebit nu este numărul mare al copiilor, ci numărul mare al copiilor de vârstă mică, oarecum, comparativ cu anii anteriori. Și asta este un lucru foarte bun pentru noi. Este extrem de important pentru ei, pentru că sportul înseamnă în același rând și sănătate. Fiecare an tradiția se păstrează, mă bucur că vin copii noi, mă bucur că antrenorii în fiecare an vin și răspund pozitiv la această invitație. Felicitări încă o dată organizatorilor și nu în ultimul rând să creștem viitori stejari. Anul ăsta ne focalizăm mai mult pe copii mici, pe copii care au pus nu de mult mâna pe mingea de rugby. Avem categorii între 8 și 14 ani, copii născuți de la 2005 la 2013. Avem în total 14 echipe la 4 categorii, under 8, 10, 12 și 14. Trebuie să investim mult în acești copii pentru că ei sunt baza rugby-ului juvenil, apoi a rugby-ului de seniori. Și fără copilași nu putem clădi. Ca orice construcție trebuie să începem cu o bază solidă. Turneul de mini-rugby de la Berchișești a fost organizat de către Primăria Berchișești în parteneriat cu reprezentanții Clubului Școlar Sportiv Gura Humorului.